Dragi colegi, aniversați astăzi, 13 iunie 2020, ziua Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu și 173 de ani de învățământ militar. Actul de naștere al instituției pe care o sărbătorim astăzi reprezintă un reper în dezvoltarea societății românești de la acea vreme. Corpul de cadre didactice și ofițerii de care dispuneți sunt devotați artizani ai formării și educării tinerii generații de ofițeri. Beneficiați de o bază materială de instrucție și de învățământ de cel mai înalt nivel calitativ, rod al conlucrării între beneficiar și educator, un mijloc prin intermediul căruia ați reușit să păstrați ridicată ștacheta calității și profesionalismul în mediul universitar militar. Sunteți parte dintr-un parteneriat solid cu mediul universitar local și ați reușit în această manieră să deveniți parte integrantă din peisajul sibian și un motor de dezvoltare al comunității sibiene. Ați creat în rândul studenților spiritul de apartenență la comunitatea locală, prin participarea la evenimente sociale organizate pe plan local și național, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu alte instituții de învățământ superior. Calitatea de necontestat a învățământului și cercetării științifice se manifestă în nivelul înalt de pregătire a tinerilor ofițeri. Când părăsesc anfiteatrele Academiei, ofițerii studenți sunt adevărați ambasadori, dornici să-și îndeplinească misiunea la cel mai înalt nivel, în spiritul motoului mereu împreună. Asigurându-vă de respectul și prețuirea mea, transmit conducerii Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu, corpului profesoral, ofițerilor și întregului personal care aniversează astăzi cele două evenimente, felicitări, sănătate, putere de muncă și mult succes în îndeplinirea misiunilor care vă sunt încredințate. La mulți ani!